Bine v-am găsit, dragii mei! Nu este doar o artistă fără de cusur, aplaudată și recunoscută pe 4 continente de românii plecați departe de casă, este un om prietenos, cald, autentic, rafinat, rar. Vorbește cu pasiune despre profesie, de care îi se leagă multe momente ale vieții și explică convingător propria sa rețetă a fericirii în dragoste. Iubirea este o stare dumnezeiască și cei care reușesc să o întâlnească sunt oameni binecuvântați. Când a întâlnit-o, invitata mea a știut să o recunoască. Din multitudinea de sentimente a avut grijă să nu moară niciodată, să o hrănească pentru a o face să dureze, să nu fie o pasiune care arde cu repeziciune, la fel cum a făcut și cu cântecul și tot astfel cu respectul pentru public și credința în Dumnezeu. Bine v-am găsit, doamna Elisabeta Turcu-Juverdeanu, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația la emisiune. Bine te-am găsit pe tine, dragă Lavinia, bine v-am găsit pe voi, dragi colegi și prieteni de la Etno, bine am găsit publicul nostru drag care ne urmărește de atâta vreme și care ne apreciază. Am venit cu drag de la Argeș, de la Vidraru, după o lungă perioadă de absență, datorită evenimentelor care se petrec, și am venit cu drag la tine în emisiune. Vă mulțumesc din suflet, sunt onorată, dar vreau să vă întreb acum ce înseamnă sintagma n-am uitat de unde am plecat. Oh. Păi n-aveam cum să uit de unde am plecat, pentru că m-am născut într-o familie de oameni simpli, o casă plină de copii, am crescut în credința bunului Dumnezeu și așa ne-a fost educația. Să fim cuvincioși, să fim buni, să fim miloși și să nu uităm nicio clipă locul și oamenii pe care i-am lăsat acolo în satul unde m-am născut. Întotdeauna m-am întors cu drag în satul meu, pentru că, prin natura meseriei mele, hărăzită de bunul Dumnezeu, a trebuit să mă întorc, să-mi adun cântecele, să merg pe la oamenii satelor, să adun, să culeg și să le pun acolo pe o linie muzicală toate vorbele, toate trăirile, toate simțirile dumnealor. Întotdeauna am fost legată de satul meu, pe care l-am cântat foarte, foarte mult în multe cântece de ale mele. Vorbiți cu multă nostalgie și v-aș întreba despre un episod pe care vi-l amintiți din copilăria dumneavoastră, doamna Beti, și de care vă amintiți cu plăcere sau poate chiar cu lacrimi în ochi de emoție. Păi așa cum vă spuneam, provin dintr-o familie de oameni simpli, oameni modești, oameni harnici, care au crescut animale, care au muncit la câmp, care au muncit pe dealuri, la fâneață, la fân. Tatăl meu a avut foarte multe oi, la noi a fost o zonă necooperativizată, spre norocul, dacă pot să spun așa, al nostru, deși dădeau cote foarte mari părinții și oamenii satelor de la munte. Am fost 7 frați, mai suntem în viață 5 surori, 2 frați mi-au plecat la cer și mă bucur de dragostea și de bunătatea surorilor mele, a neamurilor mele, a finilor mei, pentru că de-a lungul vieții am cununat și am botezat foarte, foarte mulți copii. Amintiri din copilărie sunt foarte multe, uite, pentru că suntem în perioada sărbătorilor pascale. Mi-amintesc cum copilițe eram, tatăl meu ne lua de mână și mergeam la adunat de flori, la un izvor foarte îndepărtat, pe Valea Dumirească, așa îi spunea și îi spune. Așa, și adunam florile primăverii. Primele flori ale primăverii erau ghicitorile, așa se numesc la noi, brândușele în alte părți, și floarea Paștii. Floarea Paștii sau floarea Paștelui, o floare galbenă, frumoasă, mirositoare. Și adunam coșuri întregi de flori, care, bineînțeles, până acasă se ofileau. Am trăit în simplitate, în modestie, dar cred că anii copilăriei, cu toate lipsurile pe care le aveam, materiale,
sunt legat așa de mult și toate trăirile acelea le-am pus în cântec, așa cum spuneam. Chiar am un cântec, Unde ești copilărie, unde o descriu pe mama care ne lua de mânuță și ne mergeam cu dânsa la adunat de fân sau la adunat de prune, toamna, de adunat nuci. Și am avut o copilărie frumoasă, dar în același timp am fost puși la muncă de către părinții noștri. Sunt multe amintiri. Aș vrea ca în această emisiune să nu mă podidească plânsul, vreau să fiu tare și să-mi amintesc numai lucrurile frumoase. Dar ce credeți că aveți de la tatăl dumneavoastră? De ca la... și trăsături, De la tatăl meu, semăn cu tatăl meu, întru totul, dintre toți frații, tatăl meu a cântat. Tatăl deci meu a... ați moștenit și acesta. I-am moștenit glasul, i-am moștenit umorul. Deși voi mă cunoașteți așa ca un om mai eu știu, serios, dar am momente când răspund cu umor, chiar îmi face plăcere și eu v-am cunoscut și să aduc așa din lumea satului anumite vorbe, anumite expresii. Pe tatăl meu îl moștenesc, surorile mele seamănă cu mama mea. Mama mea a fost brunetă și cu ochii verzi. Când și când plâng, ochii mei se fac așa că cachi. Da. Cu tatăl și de la meu, mama dumneavoastră? De la mama am moștenit trupul. Iată că genele s-au... Da, s-au îmbinat. S-au îmbinat, da. S-au îmbinat, da, da, da. Eu semăn cu tatăl meu și m-a iubit tatăl meu extraordinar de mult. Cred că am fost cel mai, sau aproape cel mai iubit copil. Dacă l-ați fi avut acum pentru câteva momente în fața dumneavoastră, doamna Elisaveta, ce i-a spune? Pe tata? Trebuie să mă țin bine. Tatăl meu n-a vrut să cânt în primul rând. N-a vrut să mă lase cu niciun chip. Și am fugit de acasă, mi-am luat costumul popular și am fugit, m-a ajutat un unchi. Și m-am dus la Slatina, unde am fost angajată a orchestrei 3 ani de zile. După ce m-am angajat, la o lună de zile am venit cu această orchestră Doina Oltului din Slatina în satul natal și am dat un spectacol. Tatăl meu a organizat o masă pentru toți colegii mei instrumentiști și soliști vocale acolo pe scenă. După în ciuda faptului că s-au pus. Da, au oferit o masă cu toate produsele de la munte, foarte frumos, calm, liniștit. Și la un moment dat s-a ridicat în picioare și a zis, gata, acum mergi acasă, eu nu sunt de acord să pleci de acasă, să cânți, trebuie să-ți faci o meserie, să, mă rog. Și atunci eu am plâns, colegii din orchestră mi-au luat apărarea, dirijorul de la vremea aceea mi-a luat apărarea și a zis, nenea Ilie, lăsați-o că are talent. Și eu i-am promis în fața întregii orchestre, o parte dintre colegii încă mai trăiesc și știu, că n-am să-l fac de râs niciodată, să mă lase, pentru că asta îmi doresc foarte mult. Și așa am plecat și peste o vreme am cântat la televizor prima emisiune în direct. Tatăl meu se întorcea de la biserică. Pe vremea aceea nu toată lumea avea, câțiva oameni aveau televizor în sat și o rudă de-a noastră avea televizor și îl scotea pe fereastră afară și lumea trecea și când era muzică populară se strângeau toți și cineva l-a strigat, nenea Ilie, nene, cântă fata dumneavoastră la televizor. M-a ascultat și a luat pălăria din cap și a zis, s-a uitat spre cer și a zis, dacă ăsta este drumul ei, să fie sănătoasă. A fost foarte mândru de mine tatăl meu. Așa cum v-am spus, m-a iubit enorm de mult. Dacă l-aș avea în față, i-aș spune că totdeauna l-am purtat în suflet, în rugăciuni. I-a spune că într-adevăr m-am ținut de cuvânt și niciodată nu l-am făcut de râs pe unde am umblat până la vârsta asta. Da, așa i-a spune. Pentru că întotdeauna am avut impresia când am venit în București la ansamblul Doina al Armatei, parcă îi simțeam prezența în spatele meu totdeauna. Pentru că mi-a zis să nu mă faci de rușine, să nu mă faci de râs. Și am încercat întotdeauna să am coloană vertebrală, să merg frumos pe acest drum al vieții. Și tare mândru a fost de mine când m-am căsătorit și l-am prezentat pe soțul meu. Era student la marină, soțul meu, și tatăl meu a făcut armata la marină. Și a fost foarte, foarte, foarte mulțumit. Și apoi am dăruit un nepot și
Cred că a plecat așa împlinit din punctul meu de vedere. A fost soțul dumneavoastră marea dragoste, doamna Elisabeta, și când l-ați întâlnit? Pe Cristian l-am întâlnit la o nuntă la Domnești, o comună mare a Argeșului. Eu am fost invitată de către Elisabeta Ticuță, o altă interpretă de muzică populară, a cununat și mirele de la acea nuntă era cel mai bun prieten al soțului meu. Soțul meu era student, m-a văzut la nuntă, eu am fost invitată, am cântat acolo. Și i-a cerut numărul de telefon Elisabetei Ticuță și uite așa ne-am întâlnit în Gara de Nord. El venea de la Constanța, de la facultate și mi-a plăcut la el, n-a fost o dragoste mare de la început, dar mi-a plăcut finețea lui și faptul că nu era îndrăzneț, nu era, vezi, veneam din lumea ansamblului, unde acolo, știi cum sunt, da, și pot să spun că, într-adevăr, Cristian pentru mine este primul bărbat în viața mea și m-a respectat foarte, foarte mult, m-a ajutat în meserie, a fost alături de mine, a dormit în mașină în timp ce eu cântam la nunți sau la spectacole și apoi mergea la serviciu, s-a ocupat foarte mult de copilul nostru în vremea când eu eram în turnee, pentru că eu am făcut turnee și de o lună plecam de acasă și să ai copil mic e foarte, foarte greu. Tu mă înțelegi pentru că ești mamă sau cele din fața noastră. Și mergeați cu băiatul dumneavoastră la spectacole? La spectacole când aveam și la nunți l-am luat cu mine de la câteva luni. Stătea Cristi cu el în casă acolo și îmi făcea semn când plângea. Vorbeam cu oamenii care mă invitau la nuntă și la spectacole și da, a crescut și uite, asta este. V-ați mai fi dorit să aveți un copil, doamna Elisabeta? Cred că este unul din, da, dar așa a vrut Dumnezeu. A fost singura mea sarcină. Copilul la 30 de ani l-am născut. Da, a fost o împlinire și o binecuvântare de la Dumnezeu. Cred că era bine dacă mai aveam, dar așa asta a fost să fie. Asta vă întreb pentru că totuși proveniți dintr-o familie numeroasă, da, dumneavoastră. Așa ați crescut cu încă 6 frați. Așa este, dar știi cum? Cred că fiecare avem un destin și o cale de urmat în viață. De acolo de sus, Bunul Dumnezeu în cartea fiecăruia scrie ce trebuie să facem și ce nu trebuie. Ne urcăm într-un tren atunci când alegem și ne așteaptă în gară, cum se spune. Da. Dacă ar fi să alegeți o clipă sau două, câte vă vin în minte, în care a spus, în sfârșit știu că n-am făcut umbră pământului degeaba, la ce momente de succes sau de iubire sau de fericire vă gândiți mai întâi? Păi, în primul rând, pentru că Dumnezeu mi-a dăruit acest copil pe care îl consider averea mea dăruită de, și darul cel mai frumos dăruit de Dumnezeu mie. Acest dar mi l-a dăruit copilul pe care l-am divinizat. A venit în viața mea atâta de dorit și atâta de iubit și n-am făcut umbră pământului degeaba pentru că eu cred că am adus așa pentru o clipă măcar o bucurie în sufletul românilor, unde am cântat, pentru că am făcut mii și mii de spectacole. Am colaborat aproape cu toate orchestrele din țară. Am colindat pământul. Pe unde am fost, am purtat costumul, am purtat cântecul și, așa cum spuneam, măcar o clipă de bucurie oamenilor românilor le-am dăruit din sufletul meu. Apoi am adunat cântece și le-am imprimat și cred că rămâne așa acolo în lada de zestre a folclorului românesc câteva din cântecele și din, lucrurile valoroase ale folclorului din zona Munteniei, din zona de nord a Argeșului și în general din zona Munteniei. Mi-am respectat semenii, am căutat să cât am putut să dăruiesc din ce am primit și atunci când cineva a fost la greu, pe cât posibil am căutat să le fiu alături. Și pot să mă alătur cuvintelor spuse că sunteți cu adevărat un om deosebit, doamna Elisabeta. Dacă ar fi să vă gândiți așa la trecut, aveți un regret sau o dorință neîmplinită? Așa, mici neîmpliniri. Probabil au ținut și de mine. Spre exemplu, nu șofez.
Am fost... N-ați avut permis de conducere niciodată? N-am avut permis de conducere, nici nu mi-am dorit niciodată. Au fost momente când am avut două mașini în curte, dar niciodată n-am avut curiozitatea să mă duc măcar să mă așez să pun mâna pe volan. Nu. Probabil și am avut momente când mi-aș fi dorit să conduc și acum chiar. Dar asta a fost să fie. Nu am avut acest curaj de a conduce. Am fost și foarte mult plecată și foarte obosită. Nopți foarte multe pierdute. Veneam, cântam toată noaptea la nuntă, veneam acasă. Lăsam totul pregătit pentru copil, mi-l luam de mână, plecam la ansamblu, pentru că am fost angajată a ansamblului Doina al Armatei 30 și de ani, unde am semnat condică. Mă duceam la ansamblu, dacă nu aveam recepții sau spectacol, veneam acasă, mă ocupam de gospodărie, de tot ce înseamnă costum, de mine. Și apoi, cum v-am spus, am făcut foarte, foarte multe turnee. Erau momente când soțul meu venea în Gara de Nord și mi-aducea geamantanul cu lucruri. Să le schimbați pe și cele lucrurile, da, și le schimbam și plecam cu alt tren. Dar aveți regretul că n-ați petrecut mai mult timp cu fiul dumneavoastră? Da, am suferit foarte mult. Dacă s-ar vedea câte lacrime au curs, mă cunoșteau toate doamnele care lucrau la centrala telefonică a hotelurilor pe unde eram cazată. Pentru că îl suna să știți. Da, pentru că nu era tehnologia asta, eu vorbesc până în Revoluție. Da, am suferit foarte mult și chiar la un moment dat am avut o discuție și mi-a zis, mama, n-ai fost când am împlinit nu știu ce vârstă, mama, n-ai fost atunci lângă mine. N-am fost mamă pentru că și așa am avut o durere în suflet, o remușcare și chiar mi-am cerut iertare. Am zis, a trebuit să merg să cânt. A trebuit să merg să cânt. Am fost angajată, eram obligată sau aveam contracte semnate sau... Da. Ați făcut compromisul ăsta chiar cu riscul de a vedea poate mai puțin? Am știut că acasă, lângă soțul meu, dar dragostea de mamă nu i-o dăruiește nimeni copilului. Absolut nimeni. Tata, cât de bun ar fi și tot ce i-ar oferi, nu se compară cu dragostea și cu blândețea mamei. Da, acest lucru m-a durut și mă doare. Mereu mi-amintesc, mai ales acum că este plecat. Da, e greu. Dacă ați dat timpul înapoi, ați schimbat ceva vis-a-vis de prezența noastră în viața mea? E așa o întrebare de grea, pentru că aici cântărește cântecul și dragostea pentru cântec și aici dragostea pentru copil și pentru familie. Sunt, uite așa, dragostea pentru copil este mult mai mare, dar, nu știu, poate aș face acum cu modernismul ăsta și cu tehnica modernă și cu atâtea mașini. Atunci făceam trenul cu autobuzul ansamblului, cu trenul, cu autobuze, cu ce se nimerea. Și ore în șir, ca și ore. Și... Ei, acum l-aș lua cu mine. Da, nu știu, aș găsi o cale de mijloc să fiu alături de el mai mult. Ce v-ați învățat copilul sau cum l-ați crescut în speranța că va avea o viață fericită? L-am învățat pe Dragoș așa, ceea ce m-au învățat părinții mei la rândul meu și eu i-am insuflat copilului meu. I-am insuflat dragostea de credință în primul rând. Îl luam cu mine peste tot. Era copilul bisericii. L-am învățat să fie om în viață. Să-și respecte semenii și să, indiferent ce funcție ar avea, indiferent cât câștig ar avea, să-și respecte semenii și să aibă milă, să fie uman. Asta l-am învățat pe copilul meu. Și multe altele, știi tu cum îl dădăcim noi copiii, dar în mod deosebit, a să nu uite credința, mai ales că este plecat pe alte meleaguri, să nu-și uite credința, să nu-și uite semenii, să nu-și uite să fie om de omenie. Poartă educația o amprentă importantă, da, în viitorul poartă. Unui adult? Poartă. Copiii, ceea ce văd în familie, pe parcursul vieții, aia fac și ei. Iau modelul părinților. Iau modelul părinților. Chiar dacă la tinerețe sunt, sau la pubertate, ei sunt mai rebeli, dar pe parcursul vieții, cu cât înaintează, îl văd pe Dragoș. Da. Ceea ce a văzut în casă la noi. Spre exemplu, la mine în casă,
soțul meu întotdeauna, de fapt el mi-a oferit primul tort la ziua mea, pentru că la țară știi cum este. El, soțul meu, mi-a făcea cadouri de Crăciun. Ei, și copilul meu când a plecat în prima tabără, când a terminat clasa 1, ce crezi că ne-a adus? V-a adus suvenir. Mie mi-a adus, pot să spun, o cutie de cremă Nivea și un set de agrafe, că știa că mă... și lui taică-s o punguță cu cafea. Exact necesarul pentru fiecare dintre dumneavoastră. Ne-a impresionat extra, din bănuții care i-am dat să-i aibă, să-și cumpere el ce-i trebuia acolo în excursie, el ne-a adus. Nu uit cât trăiesc. Da, da. Asta spuneam, ceea ce văd în casă copiii pe parcursul vieții, nu se poate să nu-și amintească, uite așa făcea mama, uite așa a zis tata. Da. Cât de mult seamănă băiatul dumneavoastră cu dumneavoastră și ce simțiți că a luat de la mama lui? Totul. Și o recunoaște, uite, sigur asta am de la totul, mama. Totul, totul. A luat și de la taică-sul. De la mine fizic. E frumos și seamănă, chipeș. Da. Blândețea a dobândit-o de la... Și blândețea și faptul... Da, blândețea și este un copil foarte corect. L-au cunoscut colegele mele de cântec, ne-a dus cu mașina la câteva spectacole și au rămas colegele mele pentru că era foarte... Mama, la ce oră trebuie să cânți? La ora 12 noi cântam la... Mama, dar chiar nu sunt... Cum? Nu trebuia să cântați? Dar este un copil corect, un copil care și-a văzut, nu ne-a făcut necazuri niciodată. Este blând, ca fiecare mamă își laudă puiul, ce să spun... Mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dăruit un copil bun. Și onoră mai nou, că am și o fată acum, și onoră pe măsură. Foarte bun, doi copii foarte buni care au plecat de mână, sunt de 10 ani împreună și ca și în prima zi. Dar credeți că pe undeva este răsplata lui Dumnezeu pentru binele pe care și dumneavoastră l-ați făcut, doamna Elisabeta? Sigur că și rugăciunea unei mame poartă amprenta unui destin, dacă vreți, sau a unei soarte bune pentru copil? Rugăciunea mamei este legătura între cer și între pământ și cer la Dumnezeu pentru copil. Se spune că rugăciunea mamei este mai puternică decât a multor sfinți. Da, rugăciunea mamei cu lacrimi pe obraz și din suflet, da, bineînțeles că bunul Dumnezeu ne ocrotește și ne răsplătește pentru tot ceea ce facem, și bine și rău. Dar atunci când ai făcut un bine, eu când am făcut un bine, Dumnezeu m-a răsplătit de nu știu câte ori mai mult. Când am crezut că mi-e mai greu, atunci așa ca de firul de păr, Dumnezeu mi-a întins o mână și nu o mână. M-a cuprins în brațele. Da. Nu am cuvinte să mulțumesc în fiecare zi, în fiecare zi la Sfânta Icoană, să mulțumesc pentru tot ce am trăit în viață. Am, de multe ori, mai ales acum în perioada asta a pandemiei, am avut timp suficient să vă rugați, să mă rog. Și știi ce am făcut la Vinia? Aveam saci cu fotografii. Și am avut timp și le-am luat pe fiecare și le-am pus, le-am ordonat și am plâns, am râs, că am trăit toate momentele. Da, toate momentele. Am revăzut în poze colegi care au plecat de mult, pe care nu-i mai amintește nimeni. Mi-am amintit de turnee, de tot ce am trăit în acești ani, zeci de ani în urmă, cu cântecul prin lume. Și în această ladă cu amintiri pe care dumneavoastră ați răscolit-o, n-ați vrea în curând să aveți și poze cu nepoții? Pentru că știu cât vă doriți și cu cât ardoare să deveniți bunici. Foarte tare, foarte tare ne dorim, dar deocamdată... Pe fica mea Ingrid o sărbeați din priviri când ați venit la biserică. Venit la și așa cum e, copiii mei au crescut și pe cel în ochii mic artiștilor. Da. Da, să străiască, să te bucuri de ei și să ai împliniri de pe urma lor, așa cum avem noi de la copilul nostru. Ne dorim foarte mult nepoței, dar cum o fi rânduit de sus? Am botezat copii foarte mulți și iubim enorm de mult și suntem alături de ei și așteptăm. Ce ne e dat, primim cu drag. Cum ați primit vestea că fiul dumneavoastră se stabilește până la urmă într-o țară străină și vorba aceea nu ajungeți într-o oră, să zic așa, la el? Da,
Cum v-a fost? Am aflat așa cam pe ultima sută de metri. Eu, soțul meu știa și încerca să mă pregătească, dar eu refuzam să cred. Da, așa. A plecat când și-a început studiile în străinătate? Nu, nu, studiile le-a făcut aici, a lucrat o vreme aici și așa a hotărât el să plece cu Nora. Nora, de fapt, a plecat după un an. S-au stabilit acolo și au luat o casă, sunt foarte bine. Am fost la ei, am cântat de Crăciun și de Revelion înainte de pandemie și am fost la ei. Astăvară, pe timpul pandemiei, au venit o perioadă acasă. Vorbim în fiecare zi la telefon. Mi-e mai greu să ne vedem prin Skype. Este o suferință, nu pot. Mai bine vorbesc la telefon când mă podidește plânsul și nu, da. Dar știu că sunt bine și a zis, mama, gândește-te că sunt la Cluj, la Timișoara. Și tot același și vin cu mașina și de acolo cât fac cu mașina, vin cu avionul de unde sunt și la orice oră. M-a impresionat foarte mult când soțul meu a avut o problemă de sănătate și l-am sunat și primul lucru mi-a spus, mama, mă urc în avion, spune-mi de ce ai nevoie. Nu am nevoie de nimic decât totul să fie bine. Și atunci mi-am dat seama, copilul meu s-a maturizat, copilul meu... Da, asta este. Dar sunteți mama aceea care n-a privit cu egoism viitorul copilului. A spus prioritar fericirea, împlinirea și liniștea lui acolo unde a ales să stea, mai mult decât să fie lângă dumneavoastră și poate cu sufletul nu tocmai împăcat. M-a modelat și soțul meu în privința asta, pentru că eu am suferit foarte mult și el a suferit, dar tot mereu îmi spunea aceleași lucruri care mi le spui tu. Gândește-te că e bine, gândește-te că e bine și am acceptat. Pentru binele lui și pentru... Ți-am spus, are o soție foarte bună, se înțeleg foarte bine. Știu că sunt bine. Dacă știi că... Și asta vă creează copilul, o liniște și da, o mulțumire. Copilul meu n-a plecat de acasă că, în altă țară, că nu avea aici. A plecat pentru a-și împlini un vis al lui în meseria lui și... Și până la urmă e foarte bine că l-ați obișnuit independent. Da, de mic a fost așa. De mic. Foarte puțin din clasele sunt cei primare. Care merg din tinerețe da. Pentru totdeauna. De mic a fost foarte independent, foarte, cum să spun eu, stăpân pe el. Îl lăsam acasă când plecam, nu era nicio problemă, el își lua cărțile, citea, da. Sunteți un exemplu, doamna Elisabeta, și ca mamă și ca soție, iar la nivel de cuplu, pentru că sunteți împreună de ani de zile, aș vrea să ne spuneți și nouă care este rețeta nedespărțirii, a fericirii pământene, pentru că vedeți dumneavoastră la timpurile și modul în care tinerii au început să privească lucrurile, sunt din ce în ce mai multe divorțuri, să spun așa, și nu compatibilități. Din păcate, da. Oare nu pleacă asta și de acasă? Ba da, nu știu. Cred că, așa cum spuneam, cred că fiecare avem un destin și o cale de urmat. Noi avem 39 de ani de căsnicie. Mulți ani înainte. Nici nu-mi dau seama când au trecut, mulțumesc, Lavinia. Păi să știi, căsnicia, spunea așa un preot și călugării pe unde merg eu, îmi spuneau că... Să știți, căsnicia este ca o mucenicie. Nu este ușoară căsnicia. Nu este ușor, mai ales să ai lângă tine o interpretă, o artistă, o cântăreață de muzică populară și să plece de acasă. Trebuie persoana de alături, jumătatea, să înțeleagă. Ori eu am avut, așa a fost, a rânduit bunul Dumnezeu să-mi dăruiască acest om care a fost alături de mine și a înțeles că este o meserie cântatul și nu așa doar o joacă și petreceri de noapte și chefuri și absolut este o meserie. I-ați și oferit încrederea. I-am oferit încrederea. Elisabeta, da. Și v-a văzut ce fel de om sunteți. Da, dar și alte colegi au oferit încrederea și din partea jumătății nu au avut înțelegere și atunci eu trebuie să, încă o dată trebuie să mulțumesc bunului Dumnezeu. Pentru că am trecut, am, să știi că n-a fost căsnicia numai flori de trandafir, șampanie și... Cine spune acest lucru? Da, da, da. Dar mai ierți, mai îngădui. Știi cum spunea, era o vorbă la țară, zice, trebuie să vă împogodiți, să vă înțelegeți. Da, ați avut un moment de cumpăr în care ați gândit că poate...
E momentul să vă separați? Nu. N-am avut. N-am avut. Sau am trecut mai ușor. Nu. Momente așa de răscruce, să zicem că unul o luăm la dreapta și unul la stânga, nu. Am găsit calea de mijloc de a comunica. Eu sunt o fire, în ciuda faptului că voi mă vedeți așa, sunt o fire un pic mai vulcanică, dar îmi trece foarte repede. Și sunt iertătoare, foarte iertătoare. Povesteați... Și probabil că și aceste lucruri m-au ajutat. La rândul lui, el este leu, eu sunt în zodia Fecioarei. Leu zice că este, dar nu e adevărat. Leu este de casă, este blând. Da, mai are și el să mai zburlește și leu câteodată, dar Fecioara îl ține în frâu. Povesteați în mai de mult și chiar și mie, doamna Beti, v-am surprins cu ochii lacrimi. Atunci când mama a plecat la ceruri, ați avut o suferință foarte mare, ați trecut prin momente grele, ați simțit atunci că poate nu mai e sufletul acela de copil? Mama mea, eu am plecat de mică de acasă, din clasa, de la 5 ani. M-au crescut unchii mei, sora tatălui meu, m-a luat la câmpul un mușcel și acolo am făcut primele clasele primare la școala numărul 2 din câmpul un mușcel și n-am putut să rămân la dânsii. Vreau să mă înfieze și nu am putut. Totdeauna plângeam după surori, după mama, după sat și din clasa 5 m-am întors acasă. Dar de ce a trebuit să mergeți acolo și să nu rămâneți lângă familie? Pentru că eram și mulți, unchii mei nu aveau copii și atunci au zis să-i ajute pe părinții mei să le fie mai ușor, să mă dea la școală, să... Așa a fost să Dar fie. Uite că acomodarea nu v-a fost ușoară. Nu. Dar când m-am întors acasă, tângeam după câmpul lung. Nu mi-am găsit locul. Decât așa, pe bucățele. Apoi am plecat la liceu, după liceu am fost angajată la ansamblu Doina, cum v-am spus, la 3 ani am cântat la Slatina, apoi am venit la București prin concurs, la ansamblu Doina al Armatei, au început turneele, mergeam acasă foarte rar, dacă stăteam o zi sau câteva ore, lângă mama. Ei, și când s-a îmbolnăvit, a fost o perioadă când 2 ani de zile am ținut-o la mine, când se putea mișca, când se putea deplasa. Și atunci mi-am cunoscut mama cu adevărat. Am dormit 2 ani de zile cu dânsa în pat și atâtea lucruri mi-a povestit pe care eu nu le știam sau dacă le auzisem în copilărie le uitasem. Și într-adevăr, când a plecat, a fost foarte, foarte, deși avea o vârstă înaintată, deși era foarte bolnavă, dar... Am suferit și după tata foarte, foarte mult. Tata a plecat când era mult mai tânăr decât mama. Dar parcă s-a rupt ceva în mine. Da, s-a rupt ceva în sufletul meu și vreau să vă spun... Oare în acei 2 ani ați recuperat timpul pe care poate nu l-ați petrecut lângă dânsa? Probabil. Și mama mea a suferit de nevralgie de trigemeni aici și avea momente când nu putea să pună nici batista să șteargă nasul sau nu putea să ia o gură de apă. Așa dureri sunt la nevralgia de trigemeni, care nu are leac în lume decât anumite tratamente pe mici perioade, da, pe care i le-am adus din străinătate. Ei, și vreau să vă spun, când a plecat mama de la mine, a lăsat sub pernă 2 batistuțe pe care și acum le păstrez. Schimb lenjeria, schimb tot și batistuțele din când în când le mai spăl, le calc și le pun acolo, da. S-o simțiți așa? Da, și zimea asta a rămas de la mama, da. A fost o femeie blândă, o femeie harnică, a muncit enorm și de asta am și venit la voi în emisiune astăzi cu Ia mamei mele. Ia este lucrată de mama mea, a cununat cu această Ia, a botezat, a îmbrăcat-o cu drag și... O îmbrac și eu la rândul meu, parcă o știi. Iată așa. Iată că nu e întâmplător, da, nu e întâmplător. Și să vorbim. Da, anume am luat-o pentru că... Dar știu că atunci, în perioada aceea, îmi spuneați că și soțul dumneavoastră, Cristi, a avut grijă de ea și a spus câteva cuvinte în semn de mulțumire pentru că v-a adus pe dumneavoastră pe lume. Da, a îngrijit-o soțul meu ca pe bebeluș. Îngenunchea la pat lângă ea și îi ducea tot pe tavă mâncare pregătită de el, că eu eram plecată și da. Poate nu sunt copii să fie atât de recunoscători părinților cât a fost domnul Cristi. Din mica, așa se spune la munte,
diminutivul, Mica, Ticu. Și el așa le-a spus la părinții mei, Mica și Ticu. Și a iubit-o, a respectat-o foarte mult pe mama mea. Și mama mea, la rândul meu, l-a cunoscut mai bine atunci când a stat la noi acasă. Asta este, a trecut și atunci am făcut, în urmă, după ce a plecat mama, în câteva nopți am scris versurile la Mama Înger Păzitor, pe care l-am imprimat. Am spus, dacă nu merg acum la Chișinău să-l imprim, n-am să-l mai pot cânta. Da. Și când l-am imprimat, așa dirijorului și inginerului de sunet, le curgeau lacrimile. E emoționant. Mama nu are egal pe lume, este rădăcina cea mai puternică. Când pleacă, foarte greu. Nici acum nu mă uite, s-au făcut 6 ani și mai ales când merg acasă la casa părintească, acolo a rămas sora noastră care a îngrijit-o cel mai mult, sora noastră, cumnatul, oameni deosebiți, miloși, buni și... Dar cum se întâmplă că în familiile numeroase există iată exemple de creștere frumoasă a copiilor, de frați uniți și se întâmplă și alții care sunt dezbinați? Nu știu cum se întâmplă și este foarte dureros. Am văzut de când, în perioada pandemiei, am stat la Oești mai mult, avem o căsuță acolo și acolo am stat și am mers la biserică și am mai ținut legătura cu oamenii din sat. Și este foarte dureros să afli că între frați sunt neînțelegeri, nu știu, noi surorile ne-am înțeles foarte bine și când au plecat părinții noștri și s-au făcut actele, totul a fost cu o înțelegere deosebită, fără niciun fel de probleme. Nu știu, așa am crescut, așa surorile mele, vreau să vă spun, eu m-am schimbat puțin mergând fiind în această meserie și cunoscând atâta lume și de multe ori, poate eu știu, ai câte o, cum să spun eu, un comportament mai dur sau mai... Pentru că e viața de așa natură, nu este viața de solist, de muzică populară, de interpret, nu este ușoară. Că toată lumea zice aia, cântă, lălăie și nu știu, nu este adevărat. În primul rând că îți trebuie să-ți faci repertoriu pe lângă faptul, dacă nu ai glas, n-ai ce căuta în această meserie. Trebuie să ai respect față de public, față de cei din jur, totdeauna să fii pus la punct, totdeauna să, cu zâmbetul pe buze, omul care te întâlnește nu știe ce necaz ai tu în suflet. Și așa mă uit eu la surorile mele și ele au rămas de o puritate și de o finețe sufletească aparte, în lumea satului acolo, da. Adică nu le-a schimbat cu nimic, pe noi care plecăm de la sat ne mai schimbă viața. Rutina zilnică, viața, cerințele, da, responsabilitățile. Da, 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 da. Vă găsiți liniște așa acum când mergeți în casa părintească? Da, foarte tare. La început parcă aveam emoții să intru, mai ales în camera de unde a plecat mama mea și așa eram. Dar acum mă duc cu drag și sora mea a renovat casa și casa părintească. N-au schimbat absolut nimic, au renovat frumos, au lăsat, adică, structura și... Da, și... Ce pierdem și ce câștigăm, doamna Elisabeta, odată cu trecerea anilor? Ce pierdem? Păi, tinerețea asta pe care o cântăm noi atât de frumos, ca o floare de primăvară. Nu știu ce pierdem. Pierdem puterea. Și câștigăm, poate, mai multă înțelepciune cu trecerea anilor. Eu așa cred. Toate trec. Nimeni nu rămâne pe pământ tânăr precum floarea. Sunt etapele vieții. Dacă știi să treci prin ele cu fruntea sus, cu inimă curată și cu înțelepciune, eu cred că fiecare vârstă are frumusețea ei. Credeți în destin? Cred. Destinul de la dat de Dumnezeu. Eu cred în bunul Dumnezeu cu toată ființa mea și cred că fiecare avem o cale de urmat dată de sus.
De unde izvorăște această credință frumoasă și această înălțare spirituală, doamna Elisabeta, din copilărie? Da. V-a fost insuflată sau ați întâmpinat niște probleme și atunci v-ați... Nu, din copilărie. Bunicul nostru, bunicul patern, era știutor de carte pe vremea aceea, avea o Biblie foarte veche și citea oamenilor din sat. Veneau oamenii din sat și se așezau pe prispa casei și dânsul citea, era un bătrânel cu părul alb, cu ochii albaștri, în costum popular muntenesc și cu Cartea Sfântă în mână, Biblia, de aproape 200 de ani, e acum, atât are. Și am să vă spun povestea. Și noi ascultam și ne învăța și ne povestea și ne spunea. Era un om foarte deștept, avea o memorie extraordinar de bună. Știa istoria, pe de rost istoria României. Ne întreba pe noi și noi nu mai greșeam și ne certa, ne mustra. De la dânsul a pornit dragostea de rugăciune. Și apoi în casă, mama mea nu ne lăsa. Seara ne punea să ne rugăm. Duminica ne primenea, cum zicea dânsa, și ne trimitea la biserică. La împărtășit, da. La împărtășit, da. Mai fugeam noi, mai ieșeam, copii fiind, dar de acasă a fost această... Și oare nu dobândesc copiii care temelie. Urmează acest drum spiritual mai multă liniște, mai multă înțelepciune? Cum să nu? Bineînțeles. Și n-ai văzut când ai un necaz... N-ai un necaz, ce faci? Nu se poate, fiecare om, în orice împrejurare grea, zice, o, Doamne, Doamne, nu mă lăsa, fii cu mine. O, nu? Fiecare creștin, indiferent de situația care e, sau cât de împietriți ar fi la suflet, tot zic, Maica Domnului, sau Doamne, Doamne ajută. Și este ceva, e o pornire. Da. Și vreau să-ți spun de Biblie, când bunicul a murit, eram în clasa 7-a, Psaltirea, eram în clasa 7-a și eu am luat-o din casă, în clasa 7-a și am purtat-o cu mine pe unde m-am mutat, la Slatina, la București, în câte case și am stat. Se cere binecuvântarea preotului pentru citirea, da, Psaltirei. Și când am început să merg la mănăstire, am dăruit-o mănăstirii. M-am gândit că toți verișorii mei aveau dreptul la această carte sfântă, de o valoare foarte mare. Puteam să o vând și să... Dar am dăruit-o mănăstirei, la o mănăstire, am îmbrăcat-o în piele tot și atâta am avut dorința să scrie că este dăruită a fost a bunicului meu. Ceea ce mi se pare, da, foarte frumos, da, pentru că îi rămâne amintirea vie și... Rămâne acolo și oricine din neam o va găsi acolo în biblioteca sau în expoziția mănăstirii. Pentru că toți, fiecare verișor dintre zecile care eram, că eram foarte mulți, aveau dreptul la acea carte sfântă. Și așa am considerat-o după ani de zile. Ceea ce m-a întrebat devine înțelepciunea cu trecerea anilor peste noi. Trebuie să devii înțelept, să... Și totdeauna, știi ce? Milostenia face așa de bine pe pământ. Zice că și un zâmbet, dacă dăruiești celui, uite, ai trecut pe lângă un om. Nu știi ce poartă omul ăla în suflet. Un zâmbet al tău poate să-i facă pentru o clipă bucurie în inimă. Da. Cel mai rugați pe Dumnezeu, doamna Elisabeta, să vă dăruiască. Să-mi dea un sfârșit bun. Copilului meu se poate să le dea să ne dea un nepot sau doi. Nu-i mai cer nimic, știe Dumnezeu ce trebuie la fiecare. Acum că tot ați spus de un sfârșit bun, cum v-ați dori să muriți? Să părăsiți această lume? Este o întrebare, poate, care vine, da, cu întrebări și pentru insul căruia este adresată. Păi cum aș vrea să plec din această lume? Păi cum să plec? Să plec, zice așa, când plecăm cu traista. Sufletul nu ia nimic. Asta este carcasa. Totul este nimic. Totul e țărână. Traista cu faptele. Bune sau mai puțin bune sau foarte rele. Aș vrea ca traista vieții mele să fie cu lucruri bune. Asta îmi doresc și să sfârșitul să fie creștinesc. Da. Atâtea lucruri am învățat de la dumneavoastră, de multe ori stau, mă gândesc, mi-aduc aminte câte mi-ați spus și câte m-ați învățat, da, și pe mine. Ei, sunt așa sfaturi dragi pentru că te-am îndrăgit și îți mulțumesc că de multe ori ai venit la
poarta casei mele și m-ai luat dimineața cu mașina la Etno aici să fiu dimineața în emisiuni. Pentru că așa știu și eu să-i mulțumesc lui Dumnezeu, doamna Elisabeta, nu m-am gândit niciodată fost... să cunosc așa artiști mari și să am onoarea să pot discuta. Mi-ai fost foarte dragă, am avut o filmare undeva la o fermă undeva, iar băiețelul tău era în legănuț atât de mic și am dat timpul înapoi și m-am văzut pe mine când mergeam la nunt să cânt cu copilul la sân. Atunci mi-a spus prima dată cum era domnul Cristi cu fiul în brațe și vă chema de pe scenă. Și-mi făcea cu mâna să mă duc. Da, este, a fi mamă e un lucru deosebit, ești binecuvântată cu doi copii frumoși și să rămână mulțumesc. Să ai numai bucurii și împliniri din partea lor. Și tuturor mamelor care urmăresc această emisiune, aceleași gânduri le doresc și la toți care, tuturor românilor, mai ales din străinătate, pentru că am cântat foarte mult și atâtea femei veneau plângând în fața noastră după ce cântam cântecele de dor, de copii, de sat și atâtea povești am auzit de la dumnealor încât nu ai cum să nu vii acasă și să le pui pe versuri și să le dai mai departe. Unde putem căuta fericirea? O găsim în iubire? Păi, fericirea, nu? Nu știu, eu... Nu vreau să întristez pe nimeni. E întrebarea, trebuie să vă pun dumneavoastră, doamne. Îmi pui mie, da. Păi, fericirea o găsești într-o floare, într-un zâmbet, într-un răsărit de soare. O găsești în orice vrei tu, dacă... Cel de aproape nu ți-a dăruit-o pe deplin, poți să ți-o găsești și în alte, uite așa cum ți-am spus, a copiii, în zâmbetul copiilor tăi, în ochii copiilor tăi îți găsești liniștea și fericirea. Fiecare avem un drum și că dacă treci printr-un hop foarte mare, să nu deznădăjduiești. Fii încrezătoare și... Să fie cele din fața micului ecran încrezătoare că totuși soarele va zâmbi și pe strada dumnealor, pe ulița dumnealor, că suntem la o emisiune de folclor. Spunea părintele Arsenie Boca că întotdeauna lacrimile vin cu zâmbet după. Și așa este. Da. După ploaie vine soare. E o lege a compensației. Este. Cel mai și mare... nu rămâne nimic neplătit. Categoric. Nimic nu rămâne neplătit. Dacă nu acum, mai târziu, când nu te aștepți. Nu trebuie să materializăm noi momentul sau să ne gândim că... Și nu trebuie să judecăm pe Dumnezeu pentru ceea ce ne trimite. Zice să spui așa, primesc, Doamne, tot ce-mi dai. Bun sau rău, primesc, e de la tine. Tu ai fost răstignit pe cruce. Cel mai mare dușman al nostru este timpul. Da. Considerați că ați fi putut face mai mult... În meserie? Cum să nu? Întotdeauna e loc de mai bine, dar a fi angajat 36 de ani într-un ansamblu și să răspunzi la ordin? Nu e tocmai simplu. Erau vremuri când aveam imprimări în radio și nu mi se dădea voie de la ansamblu să plec. Foarte multe. Dar au trecut și eu zic că așa cum, cât am simțit eu, cât mi-a fost dat. Atâta mi-a fost dat. Sau ce mi-o fi dat mai departe, dacă este să mai imprim, să mai fac, fac cu plăcere. Dacă nu, mulțumesc bunului Dumnezeu pentru tot, dar pentru tot ce am trăit din prima zi de viață până acum. Sunt oameni care poate nu sunt atât de fericiți de soarta sau destinul care i-a năpustit. Ce i-a sfătuit ca să aibă o viață mai bună? Sau către ce i-ați îndrumat, doamna Elisabeta? Am cântat de curând. Am fost la Rădăuți acum câteva zile la un spectacol umanitar. La un cămin de copii, 160 de copii îngrijiți de măicuțe. Nu-ți trebuie nimic. Când simți că ai o durere în suflet, că ești neîmplinit, că ești nemulțumit, că cineva ți-a zis de rău, te-a vorbit de rău, du-te într-un spital cu oameni bolnavi, du-te într-un cămin de copii. Și atunci o să înțelegi că ești... Că nu meriți ceea ce ți-a dat Dumnezeu atât de mult și de bine. M-au cuprins copii micuți de la 3 ani în brațe și mă strângeau și mă pipăiau și mă mângâiau. Pentru că li se oferă totul acelor copii, dar dragostea de mamă nu le oferă nimeni. Și n-am să înțeleg niciodată pe pământul ăsta cum o mamă, indiferent
de vârstă, cum poate să-și lase pruncul. Cred că nu poate fi ceva mai dureros. Ei, acei ochii acelor copii plini de... Și cu toate astea erau plini de voiciune. Sunt copii, ei trei. Și simțeau nevoia îmbrățișării, căldura mângâierii. Este impresionant. Și atunci, pentru ce să ne plângem noi? Dar toate astea vin pe parcurs. Cu cât te maturizezi mai mult, cu atât devii mai înțelept și mai... sau trebuie să devenim mai înțelepți și mai îngăduitori. Când ați constatat, doamna Elisabeta, că lumea nu e perfectă? Că lumea nu e perfectă? Păi, nu suntem perfecți niciunul. Totdeauna tindem spre mai mult. Am avut multe izbituri de când am debutat. Așa, multe frecușuri, multe... Dar le-am depășit. Așa, atunci am, în lumea satului, în lumea casei mele, a părinților mei, n-am simțit acest lucru. Am crescut în libertate, în dragoste, și munceam acasă, dorința de a pleca, de a face ceva în viață și dintr-o dată ești izbit așa cu biciu de la spate de cineva. Poate de multe ori nevinovat. Ei, atunci am simțit, deci când am început să cânt și pe parcursul meseriei atâția ani vă dați seama de câte ori am fost pus în această situație, dar am trecut. Poate câteodată am ripostat, altădată am iertat și am uitat. Ați fost dezamăgită de oameni? Am fost. Am fost foarte dezamăgită de oamenii în care am avut încredere de lângă mine, de oameni în funcții foarte mari, pentru că depindea viața, destinul nostru muzical, profesional, de ei în mod deosebit. Și m-au dezamăgit și m-a durut extraordinar de mult, de la oameni care nu mă așteptam, care la început mi-au arătat, eu știu, omenie și pe parcurs au dat cu biciu. Da, dar i-am iertat pentru că mulți au plecat acolo sus și așa este bine să iertăm. Poate au venit toate ca niște lecții de viață. Poate că au venit ca niște... Lucrurile acestea, dar într-adevăr, lecții de viață au fost pentru că mi-au dat mai multă dorință de a face cât mai mult. De a mă depăși. M-au ambiționat foarte, foarte mult. Am demonstrat unor oameni care erau în funcții cheie, vorbesc pe linie muzicală, că dacă dumnealor nu mă pot primi în jurul dumnealor, eu pot să merg pe altă cărare și foarte bine. Da. Nu m-am... Pe moment atunci am plâns și am fost poate pentru moment descurajată, dar imediat m-am ridicat și am pornit la drum mai departe. Când ați plâns ultima dată și de ce? Acum la Rădăuțe am plâns. Acum câteva zile, foarte tare. Am plâns tot drumul de acolo până la București. Dacă dumneavoastră, doamna Elisabeta, un om sensibil, mamă la rândul dumneavoastră, a plâns văzând un număr atât de mare de copii părăsiți, mă întreb oare dacă nu există în sufletul oamenilor regretul acela să te chinui 9 luni, să duci o sarcină și apoi să pleci ca și cum nu... Pe asta spuneam. Nu înțeleg acest lucru, nu-l pot înțelege. Mintea mea nu poate să înțeleagă cum o mamă poate să-și lase pruncul. Ți-e milă de un animal. Pui de găină. Da, numai da. Poate că, știi, zice că să nu judecăm. Poate că în sufletul lor, în momentul ăla, dar e de neiertat. Așa zic eu. Sunteți împlinit, aveți copilul bine, domnul Cristi vă este alături, sunteți împăcată sufletește și mulțumit, așa cum a spus, că în fiecare zi faceți asta, da, în fața lui Dumnezeu, aveți credință, dar dacă ar fi să vă întreb material, vă lipsește ceva? Nu îmi lipsește nimic, am prea mult, mi-a dat Dumnezeu prea mult, nu îmi lipsește absolut nimic. Decât atâta, mă rog, pentru sănătate, pentru înțelepciune și, cum spuneam, să umplu traista acolo, să mai adaug în traista vieții câte ceva. Faptele bune. Da. Dacă ar fi să retrăiți un moment anume din viața dumneavoastră care v-a adus fericirea supremă pe care l-ați menționat. 17 septembrie 1984.
Atunci s-a născut fiul dumneavoastră? Da, Dragoș. Este toată averea sufletului meu pe acest pământ. Pentru copilul meu aș fi în stare în orice clipă să scot inima de aici cu mâna mea. Da. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Eu vă mulțumesc dumneavoastră celor de la Edno pentru că întotdeauna ați avut grijă de mine. M-ați invitat de multe, multe ori în perioada asta și n-am putut veni. Îți mulțumesc ție, lui Cosmin, băieților care stau la camere, pe toți vă îmbrățișez cu tot dragul și vă doresc sărbători binecuvântate și bunul Dumnezeu să dea bine în țară și în lume, să putem să ne reluăm viața așa cât de cât normal. Mulțumesc, eu nu vreau să plâng, Elisabeta. Eu nu vreau să... Lacrimile alea sunt mărgăritare. Sunt de fericire, sunt de mamă. Sunt de mamă, sunt mărgăritare care peste ani vor fi așa coșuri imense de bucurii din partea copiilor tăi. Asta îți doresc. Să dea Dumnezeu. Dragilor, vă mulțumesc pentru atenția acordată și până data viitoare să mai îmbătrânim puțin alături de cine ne spune inima și ne împlinește sufletul. La bună vedere!